Vremea s-a încălzit, așa că după o iarnă grea în care a cheltuit mult cu nutrețul, fermierii făgărășeni au scos animalele la pășunat. Așa a făcut și un stătean din Beclean care și-a lăsat însă turma de oi și miei în grădina gospodăriei. Nu s-a gândit nicio clipă că sunt consăteni care au gânduri necurate la vederea oilor lăsate nesupravegheate. Așadar, ieri în jurul orei 16:30, localnicul și-a dat seama că cele 56 de oi și 29 de miei sunt de negăsit. A sunat imediat la poliție pentru a sesiza acest lucru. În urma activităților desfășurate de polițiști, după numai câteva ore de la sesizare, au fost identificați suspecții în acest caz, doi localnici de 33 și 38 de ani. Polițiștii au reușit să recupereze toate animalele furate care au fost duse de cei doi suspecți la o stână de pe raza localității Șoarș pentru a le vinde. Cercetările sunt continuate de poliții sub coordonarea procurorului de caz cu suspecții în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fur calificat.